Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A anunțat că renunță la burgeri din plante, deoarece nu există interes din partea consumatorilor. Au avut? Da, domnule, au avut burgeri din plante. N-am remarcat. De câte ori mănânci tu la McBlabla? Le mai au copiilor. Copiii mănâncă bilunar. Păi, adevărul că... Uite, săptămâna trecută am avut un eveniment în oraș și am ajuns, m-am întors acasă pe DN1 târziu, după 12 noapte. Uh-huh. Este un McBlabla de ăsta pe DN1, undeva după podul de la Autopen, pe dreapta. Uh-huh. Era omor în parcare. Mașini stăteau la coadă, la drive, la condus. Da. Nu dau seama de ce... E în tot, tot timpul e câte cineva care așteaptă să cumpere acolo, dar nu înțeleg de ce seara... Păi când te pălește foame, nu te duci. N-ai nici așa multe opțiuni și remarci mai ușor locații de-astea care sunt deschise până târziu. Și la unul plus, în plus, poți să-ți comanzi din mașină și atunci e și ăsta un avantaj, că toată lumea e comodă. Uh-huh. Interesant că asta cu comandatul și mâncatul în mașină s-a menținut. În timp ce cinematografele care sunt în aer liber și... Alea n-au prins decât în America, da. Nu cred că au prins la noi niciodată. Asta n-au prins. Și nu în Europa, în America, da. Da, ați fost vreodată la vreodată? Dar nu cred că mulți știu ce filme au urmărit la cinematografele respective. Adică, știi ce zic. Da, deci asta, ăștia au renunțat la burgeri din plante. Bă, adevărul că e firesc, cine mănâncă acolo se duce după colesterol, nu după fibre. Da. Știi? Da. Serios. Înțeleg că era un sandwich în Statele Unite. Da. Nu era un burger McPlant fusese introdus în peste 600 de restaurante din Texas și California la începutul anului 2022. Și va fi retras complet din meniu vara asta. Oricum, venea toamna, se ofileau toți burgerii. De plantele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.